Summerlook am avut parte de invitat special care ne-a spus tot felul de lucruri despre tot felul de sporturi. Unul dintre ele este antrenamentul cu Bosu Balls. Cu ajutorul acestora am construit o probă prin care am testat echilibrul fetelor. Să vedem cum s-au descurcat. Dragilor, suntem aici la piscină, este proba lui Michael Phelps, proba ștafetă în care fetele trebuie să nuate până la malul piscinei, se întorc, dau ștafeta băiatului, concurentul se întoarce aici și ne ajunge mai repede, are 2 puncte. Dragilor, Robert și cu David s-au pregătit, știți că Michael Phelps a luat nenumărate titluri și a doborât recorduri, am nevoie ca și voi să doborâți recorduri, pentru asta concurenta numărul 1, Roxana și cu Cristina sunt în apă. Când ajungeți pe cealaltă parte, nu uitați să atingeți cu mâna malul și veniți înapoi la mine. Băieții vor fi pregătiți, preiau ștafeta și sară în apă. Fetele, dacă sunteți gata, pe locuri, fiți gata, start! Fetele au pornit în nuată, noroc că este soare afară și este plăcut aici la Aquaparcul din Florești. Roxana are un mic avantaj, Cristina încearcă stilul fluture, Roxana totuși are un mic avantaj și ajunge prima în celălalt capăt, deja se întoarce. Băieții, vă rog frumos, fiți pe fază. Roxana vine în viteză, este ca un peștișor în apă, un peștișor auriu cu costumul turcoaz. Cristina a rămas puțin în urmă și Robert se pregătește să preia ștafeta. Robert preia ștafeta și salt mare în apă. Hai, Robert! Cristina încearcă și se apropie de David, totuși mai are puțin și David preia ștafeta, nimic nu este pierdut. Robert se întoarce imediat, David ajunge și el în apă. Hai, fetelor, încurajați-vă, partenerii, avem nevoie de încurajări. Haideți, în ce stil doriți, în stilul fluture sau pe spate sau pe burtă, cum vă place vouă. Primul care ajunge și câștig indubitabil pentru Robert și Roxana. Numărul 1 la acest concurs, cum a fost? Foarte bine! Văd că ți-ai susținut partenerul cu fervență. Da, cu multe țipete, să vin odată. Cu multe țipete, Robert, îți mulțumim și vedem ce face Romana. Sunt aici, dragilor, cu proba pe uscat. Ați văzut la începutul emisiunii o demonstrație de exerciții la sol pe aceste mingi intitulate Bosu. Acum fetele vor trebui să facă același lucru pe care l-au făcut și antrenoarele de fitness, să sară pe aceste mingi cu un pahar de apă în mână. Fiecare va face un tur și un retur fără să pună piciorul pe sol, câștigă cea care va avea mai multă apă în pahar la final. Prima care este aici pregătită la start este Lavinia, te rog să iei paharul în mână. Poți să ții paharul în mână, cu o mână, cu două mâini, însă fără să-l acoperi. Urcă, te rog, pe minge și de aici vom da startul. Atenție, mingile nu sunt fixe, se mișcă, așa că trebuie să avem grijă să nu scăpăm apa din pahar. La sfârșit vom arăta fiecare câtă apă a reușit să păstreze în pahar și dăm startul pe locuri. Fix, gata, start! Ok. Hopa, ce s-a întâmplat? Mai ai două încercări? O încercare pentru fiecare, două încercări pentru fiecare fată. E ultima ta încercare. Atenție, nu te grăbi, concentrează-te, nu trebuie să te grăbești, trebuie să ai cât mai multă apă. Bun. De acolo te întorci, tot așa, fără să pui picioarele pe sol și ia să vedem cât apă ai reușit să păstrezi. Ok, bun. Comparăm la final. Du-l puțin mai încolo, că se poate să-l răstoarne concurenta noastră, Doina. Te rog să te urci pe această minge, Bosu. Șterge-te pe picioare să nu aluneci. Ok. Bun. Și te rog să urci pe minge, pe locuri, fiți gata, start. Atenție să nu pui picioarele pe sol. Bun, de acolo te întorci fără să pui picioarele. Păstrează și apa din pahar. Atenție, miza este cât mai multă apă rămasă în pahar. Paharele pe care le comparăm îndată ce ai ajuns și tu la final. Bun, coboară. Hai să vedem cine are mai multă apă la camera. Stai să vedem. Cine are? Doina. Doina are mai multă apă și primește cele 2 puncte de la noi. Felicitări! Suntem aici la piscină cu proba ștafetă. Dacă bine țin minte, fetele americane le-au câștigat la proba ștafetă. Băieți, am o întrebare. V-ați uitat la proba ștafetă la fetele din SUA?
La olimpiade? Am fost atent la foarte multe din fetele de la olimpiadă. S-ar putea să nu fi observat pe cum se cuvine fetele de la ștachetă. N-ai cum să nu le observi, pentru că erau cele mai frumoase, spun eu, cu niște forme și niște fete atletice superbe. L-am văzut pe Michael Phelps, în schimb. Bun, va trebui să faceți pe Michael Phelps, să fiți mini Michael Phelps. Ce este cu acea amuletă? Am o aripioară în plus, care sper să mă ajute la not. O aripioară ca și rechinii. Fetele, avem nevoie să vă pregătiți în apă cu voi, fetele. Haideți în apă, haideți în apă. Trebuie să vă pregătiți, până stăm de vorbă aici cu băieții, trebuie să fiți deja în apă. În stilul fluture, submarin, cum vă place vouă, pentru că noi așa suntem la sfârșit, puteți să intrați în apă cu de-a totul dacă vă place, pe locuri, fiți gata, start! Fetele au pornit în viteză, am nevoie de rapiditate, dați din mâini, dați din picioare, Bianca are un mic avantaj și se îndepărtează de Alexandra. Alexandra, trebuie să noți mai repede. Avem încurajări din partea băieților, încurajări bine meritate, pentru că atât fetele cât și băieții vor intra în apă. Haideți, va trebui să vă întoarceți. Hai, Bianca, mai cu viață, pentru că este proba ștafetă. Trebuie să preia partenerul tău ștafeta. Alexandra, întoarcere! Întoarcere! Întoarcere, este proba ștafetă. Trebuie să notați, normal, trebuie să vă atingeți să preluați ștafeta. Cum vreți voi? Să vă atingeți cu palmele, cu picioarele, cu brațele, cum vă place. Bianca a ajuns prima și Ovidiu preia ștafeta. Ovidiu sare în apă și iese deja la mijlocul piscinei. Uite, a fost ca un pește în apă. Alexandra, te rog, vine în stilul canin. Alexandra, nu te opri. Alexandra, dacă te oprești, va trebui să te descalific. Și Tibi a sărit în apă. Hai, Tibi, avem toată încrederea în tine, cu toate că Ovidiu deja este pe ultima lățime și se întoarce. Mai ai foarte puțin până la mal și Ovidiu câștigă 2 puncte pentru Bianca. Oricum, mulțumim și pentru tine, Tibi, și dragilor, vă mulțumesc cu această probă. Haideți încoace. Cine a câștigat, Ovidiu? Că pe tine nu te-am întrebat înainte. Cum a fost proba aceasta? Penicilină! De ce? A fost ca așa, ca o penicilină tare, dar moale. Te-ai revigorat puțin? S-a revigorat, dar a și obosit puțin. Tibi, am avut toată încrederea în tine. Aripioara nu ți-a purtat noroc. Am pornit de pe poziția a doua și am fost oarecum dezavantajat de soartă. Dar am făcut tot posibilul, pentru că... Dar totuși, atunci când am ajuns în partea cealaltă, am văzut că deja pierdusem, dar nu m-am descumpănit, așa că am terminat cursa. Așa te vrem ambițios, era să fac și eu un duș mai înainte. Mulțumim tare mult, avem aici o mică capcană și ne pregătim cu un dans. Wow, ce tare e aici pe mingile Bosu. Vreau să fac o petrecere la sfârșitul emisiunii cu toate fetele. E relaxant, îți face masaj în tălpi. Asta vor trebui să facă și fetele, să sară de pe o minge pe alta cu un pahar în mână, plin cu apă. Fiecare va avea aceeași cantitate de apă, iar la final vom măsura apa care a rămas în pahare. Cea mai multă apă rămasă câștigă 2 puncte de la noi. Mă dau jos de pe această minge minunată Bosu și o las pe Roxana să fie prima. Te rog să iei în mână paharul cu apă. Stai să-mi trag eu tocurile de aici ca să nu te încurce. Și la startul meu poți să începi, faci un tur-retur pe locuri, fiți gata, start! Prima minge, să nu cazi, mai ai șansă la o încă întoarcere dacă ai căzut cumva, să nu pui picioarele pe sol și a mers foarte bine pentru început. Roxana, te rog să te întorci cu aceeași dexteritate și cu îndemânare și a reușit să se întoarcă cu aproape toată apa în pahar. Verificăm la sfârșit, o lăsăm și pe Cristina. Pe locuri, fiți gata, start! Cristina va trebui să parcurgă cele 4 mingi Bosu fără să atingă solul cu picioarele și fără să verse apa din pahar. Mai ai o șansă, te rog să te întorci. Atenție la apă, să nu verși apa din pahar.
Bun, start. Poți să începi. Ok, să nu cazi, este ultima ta șansă. Trebuie să ajungi până la al patrulea semicerc, dacă vrei, și să te și întorci pe aceleași sfere. Hai că nu mai e mult, la întoarcere e puțin mai ușor. Poți să-ți iei avânt și să nu te mai oprești până la final. Și, aoleu, a alunecat concurenta noastră. Bun, avem aici câștigătoarea, este vorba despre Roxana, care a reușit să păstreze apa. Da, dar îmi pare rău de adversară, că acum sunt săraca. Deci o problemă, ai luat cele două puncte și mergem la Cristina. Eu sunt pregătită aici cu mini-mike Cătălin și cu mini-mike Tudor. Mini-mike Cătălin, în această probă vei nota? Cu siguranță, voi da tot cea mai bun din mine. Tudor, trebuie să dezmințim această, ți-au spus ursuleț, această titulatură de ursuleț. Nu ți se potrivește deloc pentru că te-ai descurcat foarte bine din aur și la flotări. O să fie o focă acum. O să fie o focă, fetele, am nevoie să intrați în apă și la startul meu să notați până la capăt. Pe locuri, fiți gata, start! Haideți, fetelor! Haideți, fetelor! Bianca, Lavinia reușește, are un mic avantaj. Tibi este un observator fin al fetelor, stă și el în piscină. Haideți, Doina, nu vă lăsați în urmă. Hai, notați, înapoi, înapoi. Se întoarce Lavinia, se întoarce. Cătălin deja se pregătește, se întoarce și Doina. Haide, Doina, pentru că poți să-ți iei revanșa. Lavinia totuși vine cu mai multă viteză. Încurajări din partea băieților. Hai, Lavinia, încă foarte, foarte puțin și predai ștafeta. Cătălin, trebuie să iei ștafeta, a sărit în apă. Doina, te rog frumos, întinde mâna. Tudor, întinde mâna. Hai, întinde mâna. Și Tudor a sărit în apă, o focă în apă și un rechin, sau să zicem o balenă și o focă. Să vedem cine pe cine mănâncă în această probă. Și balena noastră, sau mai bine spus, rechinul nostru a câștigat. Mulțumim, Cătălin! Cum a fost? Foarte ușor. Foarte ușor, gata, nici nu trebuie să stragi răsuflarea. Hai să ascultăm, să ajutăm pe Lavinia să iasă din apă. Tudor, ai fost foarte aproape de câștig. Foarte aproape. Hai puțin, spunem cum a fost foca în apă, ca și foca în apă. A fost foarte bine. Te-a păpat balena? Nu. Nu, nici vorbă. Bun, dragilor, câștigători, hai să vă savurați momentul, pentru că ați câștigat. Lavinia are două puncte. Dacă bine știu, în cealaltă probă n-ai reușit să te descurci. Cătălin a vărsat apa. Da, mi-am luat revanșa la proba asta. Și cum a fost în apă? Pentru că văd că gâfâi foarte tare. A fost rece apa și asta m-a ambiționat să înot mai repede și să ajung prima. Avem o fată ambițioasă și frumoasă. Văd că machiajul ți-a rezistat foarte bine, chiar dacă a intrat de două ori în apă. Mulțumim celor de la Boulevard Studio și costumelor de baie de la Piera, care se comportă foarte bine pe această perioadă cu soare și cu multă, multă apă în piscină. Să vedem ce face cana. Dragilor, suntem la proba pe uscat, Bosu Boys. Fetele vor trebui să sară pe aceste mingi minunate. Iar ca și ajutor l-am adus pe Robert. Nino. A venit smurdul aici ca să nu cumva ca fetele să cadă să se lovească. Sunt aici, prezent pentru voi. Ca să le prinzi în cazul în care vom aluneca. Ne-am șters pe picioare, luăm paharul în mână și prima care este aici, Alexandra, cu numărul 4, se pregătește la start. Ai dreptul la încă o încercare, la două încercări, de fapt. Atenție, la două încercări. Dacă ai căzut prima dată, da, dacă ai căzut prima dată, poți să te întorci să mai faci treaba asta, ca să fie mai ușor pentru voi. Atenție, punctăm cea mai multă apă rămasă în pahar și nu rapiditatea, deci nu vă grăbiți, mergeți așa cum considerați, pe locuri, fiți gata, start, aici și Tibi. Da, întotdeauna am considerat-o pe Alexandra ca fiind o fată foarte zglobie, chestie care ar avantaja-o în proba aceasta, pentru uitați cum sare ca o căprioară,
Dacă ar vedea o Bambi și dacă n-ar fi doar un desen animat, ar plânge de ciudă. Hop, 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 hop! Și ne apropiem de final. Avem magnific, apă. Magnific, magnific. Avem apă acolo destul. Acum se pregătește Bianca, se șterge pe picioare și urcă pe prima minge pregătită. Sunt 4 mingi pregătite aici pentru fete. Cineva aruncă cu minge noi. Bun, Robert, dăm startul? Da, acum! Start! Haide, Bianca! Nu te grăbi, noi suntem aici, te prindem dacă cumva aluneci. Atenție și la apa din pahar să fie cât mai mult atunci când ajungi la finish. Acum trebuie să faci returul, întoarce-te pe cele 4 mingi. N-a fost o problemă până acum, fetele nu s-au folosit de cea de-a doua șansă pe care le-am dat-o. Și din prima a reușit să treacă Bianca, la fel și Alexandra. Hai să ridicăm paharele la același nivel, să vedem cine are apa mai multă. Nu mișcăm. Nu, lasă Tibi, că țin eu. E egalitate. E egalitate, așa că fiecare trebuie să primească cele două puncte, pentru că fetele au muncit și le dăm cu mare drag. Bravo fetelor și bravo băieților! Summer. Jocul cu hula hop a fost întotdeauna distractiv, iar fetele noastre s-au descurcat foarte bine la această probă. Să le vedem! Urmează proba preferată a Elizei. Și aici cred că va lua 4 puncte și ea. Va lua 4 puncte pentru că este vorba de proba de hula hop, la care s-a descurcat foarte bine. Proba e preferată și atunci s-o vedem pe Eliza în concurență cu... În concurență cu Doina în această zi. Fetele și-au făcut antrenamentul înainte de emisiune și s-a descurcat și Doina foarte bine. Ca să complicăm puțin situația, ne trebuie câte un pahar cu apă. Fetele trebuie să țină cercul cât mai sus, pe talie, să-l învârtă cât mai mult, dar să țină și paharele în apă, fără să răstoarne apa. Și haideți, acolo avem un ajutor, David. Va trebui să luați paharul în apă. Hai să mergem, paharul Cristina, în mână. Acolo. După ce-i dați drumul cercului, va trebui să puneți mâna pe un pahar. Păi și nu se poate înainte să dați drumul doar cu o mână? Trebuie să-l învârtim cu amândouă. Și pentru start ai nevoie de ambele mâini. Ok. No, bun. Haideți să încercăm atunci. Așa. Eu mă duc mai în spate. Drumul și tu, David, le servești pe fetele noastre. Bun, pe locuri, fiți gata. Start! Start la hula hop și fetele să-și ia în mână paharul cu apă fără să răstoarne paharul și cea care a ținut mai mult a fost Eliza. Dar mai aveți o șansă, fetelor. Haideți. La coborâm, picioare de această dată. Coborâm miza puțin. La picioare. Bun, start, fetelor! Haideți deodată, că n-ați început deodată. Și cine ține paharul în mână și cine ține mai mult hula hop pe picioare în jurul coapselor? Cine are coapse mai tonifiate? Să vedem! Eliza stă bine cu cercul, la fel și Doina. Amândouă. Poate la sfârșit comparăm paharele cu apă, să vedem unde a rămas mai mult apă. Dar, din câte văd, Eliza câștigă la proba ei preferată. Și a fost un pic frică că o să pierzi la proba ta preferată? Oarecum da, dar știam că am câștigat la început, la brâu. Și m-am gândit că poate să ne mai dea ceva șansă. Așa este. Dar practici în secret acasă treaba asta? Nu, nici de cum. Nici de cum, e un talent născut. Bun, fetelor, 4 puncte pentru Eliza, mulțumim, Doina. Și se pregătesc următoarele două fete. Cine vine aici și Alexandra, cine? Alexandra și Teodora. Mai am o întrebare, fetelor. Mai umplem paharele cu apă? Bun, completăm și schimbăm paharele cu apă. Mulțumim pentru ajutor. Cristina, ia tu paharele să bem noi apă. Lasă-mă, am gândit și eu. Dar poate că e apă din bazin. Aoleu, atunci nu mă bag la așa ceva. Bun, cine e Teodora? Hai, te rog frumos aici, Teodora. Teodora și cu Alexandra. Bun. La ce nivel să țină fetele paharul? Acolo sus. Cred că le este mai ușor. Și începem tot așa cu mâinile pe cer, după care vom prelua din mers paharul cu apă. Bun, David, te lăsăm acolo pe tine. Ajutor. Și pe locuri. Stați puțin, așa, ok. Am dacă lăsat numerele gata, jos ca să nu le încurce. Pe locuri, fiți gata. Start! Haideți să-i dăm drumul la hula și cea care pierde deja este Teodora. Teodora pierde, continuăm cu...
Mai este o tură. Mai este o tură. Pe picioare. Tură. Pe picioare, așa? Da. Ok, pe picioare, continuăm. Cu același pahar cu apă și pe locuri, fiți gata, start! Haideți să învârtim mula. Doamne, ce greu este, doamne, nu. Nu pot să cred. Îmi dau seama. Egalitate. Nu așa am văzut. La Teodora parcă a ajuns mai repede jos. Și atunci dăm punctul Alexandrei Sechei. Alexandra, felicitări! Un punct pentru Alexandra în această probă. Și vreau să văd următoarele două fete. Cine vine să se pună cu cercul în flăcări? Dar le ajutăm cu un pahar cu apă. Alexandra și cu Roxana. Haideți, fetelor. Haideți să dăm numerele jos, să ne pregătim pentru probă și schimbăm și paharele cu apă. Bun. Dăm numerele jos să nu ne încurce fetelor, să nu avem după aceea motive că am pierdut. Și fetelor, pe locuri, fiți gata, start! Start, l-am vârtit și l-a dat din talie. A ce-a fost asta? Pahar. Ce-a fost a asta? A uitat să-și ia paharul Alexandra, începem. Bun, repetăm această probă, da? Bun, gata? Pe locuri, fiți gata, start! Haideți să ne unduim cu cercurile și cea care pierde mai repede este Roxana. Roxana, concentrare la următorul nivel, la picioare, Alexandra. La picioare, Alexandra. Ok. Al doilea nivel la picioare, pe locuri, fiți gata, start! David chema fetele, haideți mai aproape. Cred că lui nu este frică și cea care câștigă este Alexandra Câmpean, bravo! Roxana a rămas surprinsă, se aștepta să nu piardă, nu știu ce s-a întâmplat, că e bună la sport, dar recuperează ea mai departe. Pe... Summer. Am văzut că lui David i-a plăcut să sară în ajutor. De aceea s-a oferit voluntar în a ține cercul prin care fetele trebuiau să arunce mingi. Trebuie să menționăm că la această probă nu doar ne-am distrat, dar am și acumulat o sumedenie de puncte. David este momeala, el stă în piscină, după cum se vede, va ține acel cerc de hula hop deasupra capului și fetele trebuie să țintească în acel cerc cu 5 mingi. Fiecare țintă bună aduce câte un punct. Cine vrea să înceapă? Am spus că este o probă rapidă. Roxana, dacă ești în față, te rog frumos să spargi gheața și David să ții cercul puțin mai sus. Sau unde? Mai sus, sus, sus. Hai, David, ce vrei să faci acolo? David, ești ca o focă care are nevoie de pește după emisiune. Bun, să-i dăm startul, să te rog să stai cât de cât nemișcat. Hai să vedem! Hai, Roxana! Prima minge, bravo, un punct! A doua minge, două puncte! A treia, trei puncte! 4 și 5 puncte! Ovidiu, rugăminte să stai acolo nemișcat pentru ca fetele să nimerească la aceeași distanță. Bun, Eliza se pregătește și Tudor ne aruncă mingile înapoi. Hai, Tudor! Bun, continuăm cu Eliza. David, dacă ți este foame, după emisiune. Hai să ținem cercul pentru Eliza. Un punct. Două. Trei. A trecut sau n-a trecut? Că n-am văzut. N-a trecut, deci trei și patru. Patru puncte pentru Eliza. Dragilor, următoarea concurentă. Haideți! Haideți, este Alexandra. Alexandra, este o probă ușoară în care puteți să vă luați revanșa, pentru că luați câte un punct pentru fiecare minge. Ovidiu, te-am rugat să-l ții pe David nemișcat, în același punct, să nu existe probleme. Bun, Alexandra. 1. 2 3, bravo Alexandra, 3 cu steluță de-a dreptul. 4 cu steluță. Și 5 cu steluță. Cred că David este o muză ideală în această probă. Următoarea concurentă. Bun, Doina este deja pregătită. Ok. Încă o minge, haideți, repejor. Bun.
Doina este pregătită. Ovi, te-am rugat să-l ții pe David în aceeași linie. Bun. Una. Două. 2 minci, 2 puncte. Și... David, n-ai voie! Deci, 2 puncte până acum. 3 puncte. Și... 4 puncte pentru Doina. Bravo! Bravo! Cine a mai rămas? Ce vă place vouă să ne stropiți așa? Noroc că este cald și e bine. Și noroc că suntem în costum de baie. Și Teodora se pregătește. David? Hai, hai! Un pește, al doilea peștișor, al treilea peștișor, al patrulea peștișor și 5 kg de peștișori pentru foca noastră. Mulțumim! Alexandra! Alexandra se pregătește și mingile se rostogolesc. Dacă sunteți pregătiți, să-i dăm drumul. 1, 2, 3 minci, nu-i voie, David. 4 și 5 minci. 5 minci, dragilor. Băieții ne stropesc aici, mulțumim. Fetele au acumulat foarte multe puncte. Asta a fost totul pentru azi. Am văzut că ai noștri concurenți au spirit competitiv, ne-am distrat alături de ei și le-am ținut pumnii concurentelor. Mâine vom revedea cele mai haioase momente din vara aceasta. Până atunci vă spunem, la revedere!